Salut, Nicușor! Ce dracu e în capul tău? Nu mă refer la păr. Părul tău sălbatic în care crește Delta Văcărești e cea mai mică problemă acum. Adevărata problemă n-ar fi fost o problemă doar dacă n-ai fi fost primarul unei capitale europene, aflate în dezastru sanitar. Dar ești nevaccinat. Iar asta înseamnă că, în fața bucureștenilor, ți-ai pierdut până și ultima ta putere. Puterea exemplului. Dacă erai băiat isteț, te vaccinai frumos, se luau bucureștenii după tine și foloseai în favoarea ta efectele adverse ale vaccinului. Cum se plângea un fraier că n-are căldură, pac, îl convingeai că are frisoane. Care-i faza? Aș fi putut să jur că ai ales Johnson & Johnson pentru un păr superb. Sau măcar Pfizer, în speranța că au încurcat ea la fabrică propriile lor produse și ți se mai ridică și ție credibilitatea. Dar să recapitulăm cum s-a reconfirmat că ești nevaccinat. Te-ai dus la guvern să te vezi cu Câțu. La guvern nu te-au primit fără certificatul verde. Când reporterii te-au întrebat de ce ai rămas la gard, ai dat-o de gard. După ce ai recunoscut că n-ai certificat verde, ai simțit tu și nevoia să minți că altul ar fi fost motivul pentru care nu te-au primit. Citez. Din tine. Am ajuns la guvern și mi s-a comunicat să mă duc la PNL. Mi s-a spus că întâlnirea s-a mutat. Deci, vrând să dai impresia că ești atât de șmecher încât intri oriunde fără certificat, ne-ai arătat de fapt cât ești de fraier și cum își bate Câțu joc de tine. Cum te cheamă într-un loc și când ajungi acolo, îți lasă vorbă să vii în altă parte. Chiar, sunt curios, la PNL era sau ți-a lăsat vorbă că e la... Tuns?